Expresia se întâmplă și la case mai mari s-a aplicat astăzi foarte bine tocmai la Palatul Administrativ din Baia Mare. Clădirea care găzduiește Prefectura Județului, Consiliul Județean, Direcția pentru Agricultură, Direcția de Statistică, dar și alte câteva instituții mai mici a rămas fără energie electrică. De vină pentru asta se pare că sunt muncitorii care se ocupă de lucrările de renovare și modernizare a imensei structuri. De menționat că nu toate corpurile de clădire și toate birourile au rămas fără curent, ci o parte din ele, semn că cei cu șurubelnița de control și cabluri fie nu au știut cum trebuie făcute conexiunile, fie au fost nevoiți să facă unele modificări care le-au încurcat puțin socotelile. Astăzi, funcționarii mai mult au stat decât au lucrat și asta pentru că, dacă au avut energie la priză și la candelabru, nu au avut internet pentru că serverul era în altă parte în care nu era curent. Ce mai, o zi pierdută!